Sute de transportatori au ieșit astăzi în stradă, în Piața Victoriei, protestând pentru stabilirea unui preț de referință RCA. Cu toate că guvernul a aprobat ieri ordonanță de urgență privind RCA, ce include înghețarea prețului primelor de asigurări obligatorii pentru o perioadă de 6 luni, protestatarii au ieșit astăzi la ora 9 în stradă cu motivul că nu există nicio prevedere clară în ordonanța de urgență vis-a-vis de valorile tarifelor RCA. Mai mult, protestele continuă în toată țara. Consiliul Național al Transportatorilor a avut loc astăzi, cu toate că guvernul a aprobat ieri ordonanța privind RCA și include înghețarea prețului primelor de asigurări obligatorii pentru o perioadă de 6 luni. Protestul a avut loc în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului României. Traficul în capitală a fost blocat din cauza protestelor. Secretarul General al Uniunii Naționale a Transporturilor Rutier din România, Radu Dinescu, a afirmat că transportatorii protestează din cauza faptului că prețul RCA a crescut excesiv, ajungând la 5.000 de euro pentru un cap tractor. Ordonanța dată de ieri de guvern nu stipulează care este prețul de referință al RCA, lăsând aceeași ASF să-i stabilească, ASF căruia i-am cerut demisia, ASF care timp de 7 luni nu a făcut nimic, a afirmat Dinescu. Oamenii au scandat jos mafia, jos Negrițoiu, sau Negrițoiu vinovat pentru tot ce s-a întâmplat și el trebuie arestat. Transportatorii vor plafonarea tarifelor de referință pentru RCA pe o perioadă mai îndelungată și cer demisia lui Negrițoiu. Și în marile orașe ale țării, circulația a fost îngreunată de transportatorii, care circulă cu viteză redusă în semn de protest față de valoarea asigurărilor RCA.